excepții cele pe care ca să generalizăm, ar însemna să avem statistică la îndemână. Dar intrați în orice școală din România și veți vedea. Maestre, pentru dumneavoastră, tinerii români, cum sunt astăzi? Sunt o speranță? Sunt și ei o generație pierdută, precum spunea preotul Tănase? Da, are dreptate, părinte. Pentru că suntem americanizați 95%. În tot ce facem, în afară de folclor și de câteva melodii din regiunea mai știu eu care, și orchestrele s-au terminat, sunetul e terminat, cum v-am explicat la începutul emisiunii, gama do, re, mi, fa, sol, la, si este obosită, a fost atât de, cum să spun, de stoarsă de energiile ei divine, Satan a pus cu ușurință. Da, haideți să vorbim și despre lucrurile bune. Cu un mesaj de îmbărbătare pe final de emisiune aș vrea să veniți. Păi dacă suntem într-un colaps total, eu nu sunt ca Dan Puric să spun că mai există energii. Într-adevăr că există energii. Din fericire n-au ajuns la rădăcina stejarului nostru, acela ancestral care stă pe bătătura asta de sute de mii de ani. Acolo n-au ajuns. Nu s-a ajuns niciodată. De acolo e seva din care România va răsări dacă Dumnezeu ne mai iubește. Dar din moment ce l-ai părăsit, eu știu că și pe hoți, și pe bandiți, și pe criminal, și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla, Dumnezeu iubește pentru că sunt fiii lui, sunt copiii lui. Dar nu poți să scui pe Dumnezeu ca într-un stadion de fotbal unde 60 de mii înjură pe gâți, pe morți, pe cruce, pe Dumnezeu, pe Hristos și așa mai departe. Nu poți, e imposibil. Noi scuipăm pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos și pe Fecioara de 60 de ani, de când în 1945 până acum am ajuns la o demență, la o nebunie a necredinței. Doamne, suntem în ultimul moment, adică Dumnezeu ne mai dă probabil o șansă. Totuși eu zic să fim optimiști. Vă mulțumesc, maestru. Eu sunt optimist și părintele sunt sigur că dacă n-ar fi biserica, am fi murit de mult. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți astăzi seara. O onoare pentru mine să vă cunosc. Până vă pregătiți dumneavoastră pentru... Dacă mai pot să cânt cu emoțiile acestea, am băut 4 pahare de apă. L-aș ruga pe părintele Tănase să ne transmită un mesaj de îmbărbătare pentru poporul acesta. Totuși ne așteaptă un an nou, 2014. Sperăm cu toții mai buni. Toate minunile le poate face Dumnezeu. Una nu va face. Niciodată nu va ploua cu oameni. Problema nașterii în România este problema esențială. Problema copiilor pierduți, o să o rezolvăm, pierduți în școală. Problema credinței o putem rezolva. Problema necredinței o putem rezolva. Dar numărul nostru este esențial de discutat și de luat în seamă. Adică îndemn românii să nască. Mulțumesc, părinte, pentru prezența dumneavoastră la această ediție specială. Îl invit pe maestrul Gheorghe Zanfir la microfon pentru a ne încânta un colind, înțeleg. Domnilor și domnilor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături în această seară, alături de noi, aici la Realitatea TV. Numai bine! Îmi cer scuze în fața poporului dacă am ofuscat pe cineva, dacă cineva s-a simțit jignit sau lezat, n-a făcut-o cu rea intenție, numai pentru faptul că rămân creștin în biserica noastră ortodoxă milenară, și rămân creștin în Dumnezeu care este creștin. Și să lichidăm, cum spunea Bratosin Niță, prietenul meu din copilărie, din liceu, să terminăm cu Iisus Hristos, care nu este Iisus Hristos cu 12, cu 11 litere, este Iisus CH, Hristos. Eu l-am pe Crist în mine, nu pe Crist. Francezul spune, je suis l'homme le Christ de Dieu, sunt omul, Hristosul lui Dumnezeu.